Oamenii se plâng că nimeni nu vrea să ia măsuri în ceea ce privește reabilitarea fațadei blocului, deși proprietarii au fost informați că este de datoria lor să angajeze o firmă să execute lucrările. Aceștia aruncă responsabilitatea în cărca autorităților și reclamă situația pe unde pot, sub forma anonimatului. Potrivit administratorului blocului 1001, fațada clădirii nu va fi reabilitată în curând pentru că proprietarii nu au bani. Datoriile la utilități înscrise pe listele de întreținere depășesc 300 de milioane de lei vechi. Cât despre bucata de tencuială căzută, reprezentantul asociației susține că el a fost cel care a desprins-o. Acolo porțiunea aceea care este luată de noi ca să nu cadă la oameni în cap. Deci e luată de noi, s-a suit cineva acolo. Deci rămâne să reparăm, rămâne să refacem. Atât primăria, cât și inspecția în construcție au spus că este de datoria proprietarilor ca să facă. Așa este, aveți dreptate, dar eu v-am zis, eu sunt administrator de o săptămână, deci aici a fost altcineva care nu prea s-a făcut mai nimica, pentru că și conductele de apă și astea de la subsol sunt făcute praf. Eu am făcut o reparație la subsol, deci nu, asta este situația. Asta este. Lipsa banilor ar fi una din... Și datoriile din listă care v-am spus, ați văzut, sunt de peste 300 de milioane. Până când proprietarii vor găsi resursele financiare necesare să repare fațada blocului, cetățenii care tranzitează zona vor fi în pericol. Potrivit reprezentantului Asociației de Proprietari, tencuiala va fi reabilitată cât se poate de repede, în ciuda faptului că nu sunt bani și nu va mai fi nevoie de intervenția autorităților care să îi sancționeze.